care ne propune să privim lucrurile altfel. Apropo de ceea ce o să ne povestească și următorul nostru invitat. Am povestit un pic cu el înainte să, să începem și mi-a propus o perspectivă foarte faină. De ce să ne luăm noi aceste, hai să, spunem, hai să spunem, aceste experiențe care nu sunt neapărat în zona celor pozitive, să le, să le interpretăm ca fiind negative, când putem să le dăm o altă conotație, cum ar fi să ne să ieșim din zona de confort, cum ar fi să luptăm mai mult și să putem obține rezultate și mai frumoase. Victor Țăpeanu este alături de noi, cofondator Cuibul Artiști lor și mă bucur că este aici. Salutare, Victor! Salut! Este atipic pentru mine să vorbesc în fața trei camere și să n-am în față sute de oameni care vibrează, pe care să-i simt, de care să mă bucur, să le caut reacții. Am aici câțiva prieteni care îmi oferă un pic din atmosfera de care mi este foarte dor, dar o să intru în poveste un pic atipic. Să spun că nu contează și că este total irelevant cine sunt. Când m-am gândit la care e motivul pentru care vin aici, în primul rând mi-am dat seama că e irelevant cine sunt și este irelevant cine suntem. Ce este relevant, în schimb, este ce impact avem în societate și în oamenii din jurul nostru și în oamenii care ne ascultă și oamenii cu care interacționăm. Practic, Fiind pasionat de neuroștiințe, pe lângă faptul că sunt artist, am descoperit faptul că suntem doar stimuli, atât, și energie. În rest, totul este o construcție la nivel mental. Și având foarte mult timp în pandemia asta, am avut mai mult timp să mă cunosc pe mine decât am avut timp în toți ceilalți 27 de ani de când, de când am venit pe, pe Terra și am avut cumva curiozitatea să mă cunosc și să-mi dau seama că am devenit mai sensibil, mai introspect, mai analitic, mai depresiv, mai anxios și apoi, din nou, mai fericit. Și exact ce zicea mai devreme în introducere, um, vorbeam despre de ce în societatea de astăzi suferința sau tristețea sau anxietatea este percepută ca ceva rău. Și am pus la îndoială această idee și mi-am dat seama de fapt că e doar o percepție, că e ceva rău, pentru că suferința sau tristețea sau anxietatea nu este decât un stimul care te face să ți arate ție ca entitate faptul că ai șansa de a evolua. Anxietatea, depresia sau suferința sunt doar niște stimuli care ți arată că ceea ce se întâmplă în momentul ăsta cu viața ta nu e bine. Legat de cine sunt, în continuare consider că este irelevant, dar ce vreau, despre ce vreau să vorbesc este ce rol am eu ca artist în societate. Când eram actor la Teatrul Național, când am colaborat acum patru ani, era acolo un, un actor, Claudiu Blionț, care mi-a zis că oamenii stau așa pe o axă orizontală în societate și își văd fiecare de viețile, viețile lor. Noi ca artiști avem responsabilitatea să ne ridicăm ca niște vulturi și să fim niște observatori ai societății și apoi rolul nostru ca artiști este să ne întoarcem în aceeași linie orizontală și să oglindim în societate ceea ce observăm. Prin felul nostru, prin arta noastră, indiferent ce formă are arta, că este vlog, blog, pictură, muzică, o postare pe Facebook, Ideea de a împărtăși artă este cumva cea mai frumoasă și lucru cu cel mai mult potențial în a te trezi la o altă realitate sau a-ți oferi o altă perspectivă. N-am avut succes niciodată în momentul în care am alergat după lucrurile materiale. Am încercat în pandemia asta să fac bani. M-am gândit eu, dacă nu pot să fiu actor, să fac bani. Bă, a ieșit. De ce n-a ieșit? Pentru că decizia de a face bani în sine este o decizie care nu are cum să te ajute. Nu are cum. Pentru că banii sunt cumva, eu le-am dat așa ca analogie, că sunt motorina de care avem noi nevoie ca să pornim la drum prin Universul ăsta. Acum o să merg într-o chestie practică. Pentru că m-am gândit ce pot să dau mai departe către. Oamenii care ne văd și către mine însumi ce pot da mai departe, un insight pe care eu l-am învățat și l-am observat în propria meserie și care ne poate ajuta pe toți în viața noastră. Cum ar fi dacă ne-am uitat la propria noastră viață ca la un actor? Adică ne dăm un pic un pas în spate și ne observăm viața ca și cum este altcuiva. Ne este foarte ușor să vedem cum este viața altor oameni, dar de cele mai multe ori ne este foarte greu să ne vedem propria viață din afară. Și cumva deciziile pe care noi le luăm de-a lungul timpului, de când ne-am născut și până în prezent și în viitor, sunt niște decizii în mare parte automate. Ele se automatizează și ne încadrează viața în normal. Diferența dintre teatru și viață este că în teatru știi sfârșitul. Atât. În viață nu știi sfârșitul. Pentru că în teatru știi sfârșitul, ai posibilitatea să încerci să interpretezi aceeași replică, te iubesc, de exemplu, în două milioane de, de feluri. În mod paradoxal, în viața de zi cu zi, avem tendința să zicem te iubesc la fel, ca data trecută și ca data trecută și ca data trecută, pentru că deja decizia a fost luată la un moment dat despre cum spui te iubesc sau când spui te iubesc. Fiecare dintre noi ia decizii non-stop. Voi acum care vă uitați la mine, luați decizii. Dacă vă place de mine, dacă nu vă place de mine, dacă sunt arogant, dacă nu sunt arogant, tot timpul în creierul nostru se iau decizii despre cum suntem. Cum suntem, cum e mediul din jurul nostru, ce ne stimulează, ce nu ne stimulează și așa mai departe. Cine vreau să devin este cumva the challenge din punctul meu de vedere al secolului 21. Mi se pare că poate fi luată ca pe un joc. Să te vezi pe tine din afară, să te observi și să-ți observi deciziile pe care le iei, și apoi, ulterior, să decizi dacă vrei să faci ceea ce eu numesc reframing. Capacitatea de a te vedea pe tine ca un actor în propria ta viață îți dă libertatea de a putea schimba lucruri. Majoritatea deciziilor pe care le luăm sunt inconștiente. Dacă mi se face foame, iau decizia să mănânc. Iau decizia să mănânc de peste stradă sau iau decizia să-mi fac ceva de mâncare acasă. În funcție de valorile pe care le-ai acumulat în viața asta până în punctul prezent. Pentru că deciziile pe care noi le luăm în prezent, în general, sunt insuflate, adică regizate de la începutul vieții, de către părinți, apoi de către rude, apoi de către mediul, anturajul în care petreci timp. Și tu ajungi să iei decizii conform unor biasuri, peternuri din jurul tău. În general, cam așa ajungem să luăm decizii. Și nu suntem conștienți de deciziile pe care le luăm. Pe la 25 de ani, încep să îți pui întrebarea cine sunt. Ce vreau să fac? Ce vreau să devin? Cum mă reprezint pe mine? Cine sunt eu în societate? Care e rolul meu în societate? Care e rolul meu în viață? Pentru că atunci se termină cea mai importantă etapă de formare a creierului, de la 0 la 25 de ani, se formează creierul non-stop. După 25, încep să ai capacitatea de a te observa. Vorbeam cu un profesor de la Institutul de Sexologie și îmi spunea că depresia la adolescent este diferită de depresia de la adult, pentru că la adolescent el nu este conștient de consecințele deciziilor și acțiunilor lui. Iar la omul matur, 45, 40, 45, 50 de ani, depresia se manifestă în interior. Dacă la adolescent se manifestă în agresivitate, în revoltă, în rebeliune, la adult nu se mai întâmplă pentru că el este aware de consecințele pe care le poate produce acțiunea pe care el o are. La copii. În general depresia se poate duce în zona de agresivitate, la adulți se poate duce în zona de suicid. De ce? Pentru că etapele creierului sunt diferite. Și acum mă întorc. Deciziile pe care noi le luăm în mod automat, printr-un moment de autoobservare, putem să combatem, să dezbatem, să disputăm o decizie pe care noi am luat-o în trecut și să Decidem în mod conștient dacă e normal sau nu normal. Un exemplu foarte simplu ar fi decizia de a-ți face patul dimineața sau nu. E automat, e deja luată. În fiecare dimineață, dacă ești un om care nu-și face patul, de exemplu, decizia e deja luată, te ridici și nu te mai întrebi încă o dată dacă decid sau nu decid să-mi fac patul. În momentul în care vrei să schimbi această decizie, ai nevoie de ceva ce se numește reframing. Sunt trei pași, practic decizie, contestarea deciziei prin autoobservare și apoi reframing. În general, reframing-ul se face pentru că nu există o educație în direcția de a, a fi conștient de reframing, deși el poate fi, ea poate fi o acțiune profund conștientă și rațională. Reframing-ul care se întâmplă în, mo în momentul ăsta la nivel social este, se întâmplă doar random. Se întâmplă un eveniment, îți moare cineva drag, te îmbolnăvești și astea sunt momentele care îți oferă cel mai profund reframing pe care tu îl poți face. Dar dacă tu ți-ai viața ca și cum ai fi un actor în, în viața ta și ai avea capacitatea de a fi propriul tău regizor, te-ai întreba dacă viața și deciziile pe care le iei au sens în normalitatea în care vrei să trăiești. Doar observându-te pe tine în momentul în care post acțiune doar prin capacitatea de a te observa pe tine poți decide dacă e normal sau nu. Deciziile îți dictează normalitatea vieții. Iar ca să-ți schimbi normalitatea vieții, nu trebuie să mai fii de acord cu deciziile pe care le iei. Asta se întâmplă prin acești trei pași: deciziile care sunt deja automatizate, perioada de observare, și apoi reframing. E un exercițiu care. E foarte challenging pentru că cel mai greu în viața asta este să-ți fii propriul regizor. Este mult mai ușor pentru că am fost educați să îți spună alții ce să faci. De cele mai multe ori, chiar și eu ca artist, îmi este mult mai ușor să vină cineva să-mi dea un brief să fac ceva decât să am eu capacitatea de a fi inițiator și a face ceva în direcția asta pe propria mea forță. Și ăsta, de exemplu, e un lucru pe, pe, pe care eu lucrez, și o zonă în care mă duc, și mă întreb constant cine vreau să devin și cum vreau să-mi regizez viața. Nu e un exercițiu simplu. Nu poate fi făcut peste noapte. E, o, e nevoie de timp și de răbdare. E nevoie de momente alocate specific pentru auto-observare și autoanaliză. analiză Cumva, momentul în care trăim în secolul 21 este fascinant pentru mine. Pentru că la 1800, majoritatea deciziilor erau luate de familie, de părinți, de anturaj, dar la 1800, de exemplu, copiii erau o monedă de schimb între familii. Nu puteai tu să decizi cu cine vrei să fii. Îți era decis. Sunt, încă există culturi în, în lumea asta în care încă funcționează lucrurile așa. Dar noi avem capacitatea de a decide cu cine vrem să fim. Dar mi se pare că nu profităm destul și că nu suntem conștienți de cât de mult putem decide în viața noastră. Și cumva, ca un bonus, așa, în, în încheiere, cred că jocul ăsta de a fi propriul tău regizor poate fi efectiv luat ca un joc pentru că devii bun la lucrurile pe care le repeți. Dacă astăzi, după ce eu cobor de pe scenă, tu decizi să-ți aloci timp pentru autoobservare și pentru posibilitatea de reframing, s-ar putea să nu-ți iasă -ți din prima. Mai, mu mai mult ca sigur, nu o să-ți iasă din prima. De ce? Pentru că ești la început. E ca la școală. Când înveți să scrii, înveți întâi să scrii cu bastonașe, cu forme. E un proces care necesită timp. Și dacă vezi lucrul ăsta ca pe un joc, On the long term, dacă e decizia asta, s-ar putea să-ți îmbunătățești un pic viața. Devi bun la lucrurile pe care le repeți. Dacă muncești 8 ore pe zi, 10 ore pe zi, la a primi comenzi de la alții, o să devii foarte bun la a executa comenzi pe care le primești de la alții. În schimb, dacă vrei să decizi pentru viața ta, cu cât vei repeta mai mult jocul ăsta, pe lucruri... Uh, să zicem, inutile sau irelevante, că vrei să-ți uzi florile, că vrei să ieși la plimbare, că vrei să-ți faci patul, reframing, prin reframing constant în viața ta, s-ar putea să poți ajunge, să te regizezi și la un moment dat să te trezești că trăiești exact viața pe care vrei să o trăiești. Mersi! Felicitări, Victor, și aplauze, mulțumim frumos pentru această prezentare. O plăcere să-l ascultăm, să -l ascultăm pe, pe Victor și tot odată să-i urmărim și îndemnul și anume să avem curajul, cum, cum mi-ar plăcea mie să spun, să luăm în propriile mâini deciziile, obiectivele și tot ceea ce ne propunem și să acționăm în acest sens. O plăcere să-l